Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la raport. Ne spunea domnul Baciu despre camerele agricole. De ce nu s-au făcut? De fapt, urma să ne spuneți care au fost, ce s-a întâmplat, dar nu s-au realizat aceste camere agricole până în ziua de azi. Da, simt nevoia să spun lucrul ăsta pentru a nu mai auzi pe fiecare că își pun întrebări și nu știi ce de fapt s-a întâmplat. Probabil la timpul ăla când se discutau despre camerele agricole, nu erau bine informați și altfel după aia au început să dea cu presupusul. De-a lungul timpului au fost mai multe inițiative de elaborarea unei legi privind camerele agricole, dar cea mai reușită din toate a fost legea 122, dacă mi-aduc bine aminte numărul, și la care mi-ai trebuia vreo două săptămâni să se implementeze în teritoriu. Era și cea mai reușită și dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat și nu-și băga coada politicul atunci în situația aia, acum nu mai plângeam că nu sunt camere agricole și că o parte din agricultori nu au cum să fie sprijiniți, n-au cum să fie informați pentru că nu există aceste camere agricole. Și astfel, la o dezbatere politică undeva prin estul țării, la Consta. Nu, era la Tulcea, nu la Constanța, dacă tot ați bănuit pe unde era, au hotărât că, și ca să reproduc textual ce a spus atunci, acum nu mai are posibilitatea să spună, cel puțin o perioadă, a spus atunci că camerele agricole poate să devină un pericol pentru clasa politică. Și cum de la ideea trăsnită care a venit, n-a mai fost mult până când a executat, a dat o ordonanță în care a modificat legea 122 și a făcut o lege modificată de ordonanță care era imposibil de aplicat. Plus că îi lipsea din capul locului finanțarea. Pentru început e nevoie de o finanțare. După aia se autofinanțau. Așa era conceput în prima lege. Și a făcut-o pe aia. A dat ordonanța, nu s-a putut. S-au trezit vă câțiva atunci și s-au auto-intitulat, știți prea bine, conducători de camere, dar ei n-aveau nimic. Nici un mandat, da. Și aici s-a ajuns. Deci asta este adevărul despre camerele agricole, de ce nu s-a reușit să se dar e o necesitate. Dacă chiar vreți să știți, eu am fost foarte implicat în elaborarea celor funcționale și în care, mă rog, eu am, de peste tot am câte o amintire, în care faptul că ajunsesem să fiu ales în unanimitate de cei prezenți în sală și nu erau puțini ca președintele Comisiei de Inițiativă a camerelor agricole, la ministrul de la timpul ăla i-a trasat o sarcină unui secretar de stat care îi viu și acum și vă poate spune, fă orice, anulează alegerile, că nu-i bine așa. Mă rog, am venit pe urmă cu un președinte din oficiu și camerele agricole oricum trebuie să fie o inițiativă. Dar ca să vedeți că știu despre ce... Nu, cadrul legal trebuie să-l facă totuși... Păi trebuie să-l facă Parlamentul. Da, așa. Știu despre ce este vorba. Cea existentă nu este funcțională și când toți sărim în sus că vrem camere, întâi vrem lege pentru camere care să fie funcțională și pe urmă vorbim de implementarea în teritoriu a camerelor agricole. Cu totul altceva. Bineînțeles. Și tot la fel. Toți sar în sus, dar cine vrei să le facă? Dom'le, noi nu avem, cum să vă spun, dacă aș fi parlamentar... Nu va veni niciodată un parlamentar. Nu, trebuie să facem lobby pe lângă parlament și presiune. Nu. Pe lângă deci, grup. Să mergi la comisia de... Acolo trebuie o inițiativă în ceea ce privește modificarea legii, dezbătut în comisii,
Obligatoriu trebuie să fie și beneficiarii legii, și beneficiarii legii, deci fermierii, prezenți la dezbatere. Da? Și după ce iese o lege, dar să vină cineva cu inițiativa, cine mai este interesat? Eu am avut câteva tentative și s-au terminat cum s-au terminat și asta e. Dar nu înseamnă că nu sunt adeptul și n-am fost adeptul camerelor agricole, ca să ne lămurim. Că cineva tot venea și tot spunea, Baciu e de vină, Baciu e de vină. Nu mă, Baciu a vrut camerele agricole. Dar Baciu nu muncește ca Ion la popă, dacă ăsta mi-a schimbat legea și nu era, nu se putea implementa. Dau cu ăștia în gard, ce fac? Să schimbe legea și când va fi bună de funcțională, atunci putem vorbi de implementarea camerelor agricole în teritoriu. Bun, dar înțeleg că personajul respectiv e undeva la răcoare în momentul ăsta, da? Să poate discuta pentru schimbarea legii. Da. Fiecare partid politic care a deținut dar de știu, dacă nu și ceilalți vor moșteni aceeași concepție despre camerele agricole. Păi asta este, toți o rostogolesc. Toate partidele rostogolesc aceeași idee. E un pericol. Într-adevăr, cum era concepută camera agricolă, era o forță în teritoriu. Dar nu o forță politică. Se putea transforma ușor într-o forță politică. Nu, ce se transformă? Camera agricolă trebuie să aibă atribute tehnice. Nu. Ascultați-mă. Cine s-a gândit atunci? Probabil, auziți, mulți dau cu presupusul că ei, dacă ar fi în locul ăia, cred că așa ar face. Cred că așa ar face. Dar nu se putea, la prerogative care le avea camera într-o 122, nu putea să se ocupe de politică. Aia era cu altceva, era cu tehnologii. Aveau alte preocupări. Era ceva împrumutat din camera aia agricolă din perioada interbelică. Nu, dă-i doamne de francez, băi. Lăsați-mă că fiecare țară are cutuma ei. Nu fiecare țară. Normal că trebuie să adaptăm. Noi trebuie să adaptăm o lege care să o putem implementa la noi aici. Vă spun o vorbă. E cel mai bine să faci afaceri cu banii altuia și cel mai bine să înveți din experiența altuia. Nu, adică putem să venim în Franța, camerele agricole sunt funcționale și numai în Franța, în toate țările comunitare. Vorbeam de bani. Direcțiile agricole nu consumă bani? Consumă bani. Orice copil când îl iei întâi, îl educi, îl crești, îi dai bani ca să se ducă la școală, așa e și cu camerele agricole. Putem găsi, ca să nu fim acuzați că dăm de la stat bani pentru ceva privat de Uniunea Pentru Europeană? Pentru început trebuiau niște bani, dar se putea face un efort. Erau poate 10 milioane de lei pentru organizarea de efort, început. Era un efort financiar, dar nu era singurul efort financiar că rezolvai o problemă națională. Și nu cred că era efortul chiar atât de mare. Dar, așa cum v-am povestit și ăsta este adevărul, așa s-a întâmplat. Legea care este acum și este în vigoare, nu o să poți implementa. Dacă n-ai finanțare, n-ai nimic, ce faci? Plus că o mai lua și din prerogative. Nu, dar plus norme conducerea de aplicare asigurată tot de către structurile statului, adică... Nu, aia a fost prima. Prima era un răzbâtie, da, din Parlament atâția, din Consiliul Județean atâția. Și mai rămâneau adică și doi, politicul, da. Mai rămâneau și doi fermieri acolo, așa, care ridicau și mâna fără să știi de ce. Cam așa au fost prima. Da. Dar Island, care și avem câțiva colegi care sunt cunoscuți de toată lumea și îi cunoașteți și dumneavoastră, dar nu le fac reclamă aici, care au lucrat efectiv și s-au aplicat asupra acestei legi și a ieșit așa cum trebuia să fie o lege funcțională în teritoriu. Dar lipsește consultanța agricolă cu desăvârșire. Deci toată lumea face, că revenim la lucrurile pe care le dezbăturăm mai devreme, toată lumea face după ureche. Vine agentul și spune, rapița mea e cea mai bună, porumbul meu e minunat, greu o face spicul cât cocoșul, ca în poezie. Și toată lumea vine și ne vinde gogoși, dar nu se face nicio cercetare, nu se urmărește un produs. A zis, vină, adu-mi anul ăsta, în condiții excelente, adu-mi anul viitor, după 3-4 ani de zile pot să vii să spun, da, în zona asta merge, e ok, e foarte bun, hai să popularizăm rezultatele. Sunt oameni care muncesc, eu colaborez cu o doamnă cercetător foarte bună cu care mă sfătuiesc în ultima vreme și care îmi spune, uite, boala făcută la microscop, uite, așa, îi spun, doamne, uite, am găsit ceva în câmp. E mană la floare sau nu e mană? Și a zis, domne, poate să fie. Uite, am găsit septorioză la mană pentru care halou galben și nu știu ce. Și a zis, poate să fie și altceva.
Dar întâi o punem la microscop, facem chestia asta. Deci și doamna respectivă trebuie plătită, adică trebuie să înțelegem că un serviciu trebuie plătit, că agricultura nu se face. Exact. Asta era rolul nu camerilor în teritoriu. Nu se face gratis nimic, nu există erau gratis. Erau angajați acolo, specialiști, erau, le explicau la oameni cum domne, se producă. Domnule, sper că angajarea nu se făcea cum se fac. Domnule, direcțiile agricole, ce fac, domnule? Statistică. Numai statistică? Da. Mai au și alte îndatoriri. Nu numai asta, da, văd rezultatele pe care le obțin în teritoriu. Nu știu, vă întreb acum, Ana. Nu se vede niciun rezultat. Cred că prima menire a, mă rog, și legal. Dumnezeu, nu e vina lor, să ne înțelegem. Eu nu discut despre calitatea profesională a oamenilor de acolo. Că acolo sunt și oameni care sunt ok din punct de vedere întreb, profesional. Nu îi acuzăm, încercăm să aflăm așa. Deci da, o direcție de care ce orice fel ar fi ea, că da, e de sport, că e de agricultură, trebuie să transpună politicile guvernului în teritoriu. Bravo. Vorbeam despre programul cu usturoiul, subvenționarea usturoiului, se ocupă să se îndeplinească acest program. Mai sunt roșii cu astea, da, sigur, da, pe solar. Mai dă o ceva care seamănă a pagubă, trebuie să fie prezenți în comisiile. Deci ei au acoperire încărcătură în fișa postului. Nu, dar eficiența lor nu se poate vedea, pentru că oamenii nu se, cum să vă spun, omul muncește dacă îl pui să muncească. Adică el face ce e. Ce îi se spune să facă? Ce îi se cere, da. Ce îi se cere. Oamenii nu vine. Acum, cum să spun, ca să aruncăm cu pietre în oameni, e foarte ușor. Dar trebuie să gândim lucrurile de așa natură încât să funcționeze. Ori oamenii din ziua, cum să zic, direcțiile agricole și Ministerul Agriculturii, care e un mega minister în România. Ministerul Agriculturii e un mega minister. Haideți să vă spun cum și-a prezentat ministrul Petre Daia bilanțul după 2 ani și 6 luni de guvernare. Da, a fost conferința asta de presă, acum 2 zile la minister. Toată conducerea ministerului a fost prezentă. Mai și mult decât toată conducerea. Mai mult decât toată conducerea au fost, adică și cei de la... Adică ce vreți să spuneți mai mult? Adică erau și de la alte ministeri? Sau... Nu. Nu, erau și nu numai din conducere, și mai de... Și oricum, jumătate de sală era plină de la minister. Bun. Bilanț agricultură, 2 ani și 6 luni. Obiective prioritare, investiții în irigații și sisteme antigrindină. Programele dedicate tomatelor și usturoiului, subvenții și absorbția fondurilor europene, angajarea tinerilor în agricultură, da? Revitalizarea liceelor agricole, angajare zilieri, campania de vară 2019. Astea ar fi cele mai importante realizări ale ministrului și implicit a echipei. Domnul ministru, ați vrut să atrag atenția că de fapt este doar un rezumat la rezumat, pentru că au făcut mult mai mult decât atât, dar acestea au fost cele mai importante puncte pe care a vrut să le prezinte. Da, și după aia prezinte. Începe să detalieze vis-a-vis de extinderea sistemului de irigații, perioada 2017-2018, s-au pus în funcțiune 14 ani amenajări de irigații. Mă rog, sunt multe lucruri, dacă ar fi să le enumerăm acum aici. Dumneavoastră, în viziunea noastră, care vi se par cele mai importante realizări? Că până la urmă sunteți beneficiarii acestor... Din punctul meu de vedere, într-adevăr, cea mai mare realizare este că a pornit acest program pentru reabilitarea sistemului de irigații. Era înțelenit, era furat tot, mai rămăseseră niște ziduri pe aici, pe Colea. Pe lângă faptul că se fac niște lucrări, care zic eu că duc mai departe de a aduce apă la plantă, sau mă rog, în apropiere. Dar se folosesc tot felul de echipamente și de materiale care sunt produse de industria, de economia națională. Deci se rostogolește în banul care se investește acolo. S-a dat semnalul. Se pot întâmpla și irigații la noi. Am înțeles, de exemplu, că banii pe PNDR pentru sistemele secundare de irigații, pentru beneficiari, pentru organizațiile de udători, sunt aproape epuizate, iar termenul limită de depunere a proiectelor e undeva pe la sfârșitul august. Deci, există un semnal că se poate întâmpla ceva. Eu nu zic că este perfect, că este minunat, că sunt lacune. Eu nu știu de unde iau bani, de exemplu, ca să facă canalul Siret-Bărăgan. Că investiții mari acolo. Dar se întâmplă ceva. S-au într-o săptămână 3 miliarde de euro ca să, pentru pomeni electorale. Nu, s-ar putea face foarte ușor. Eu am fost puțin mai cărcotașă și am zis că odată cu programul de reabilitare a sistemului de irigație, așa cum a fost el conceput, ar trebui să se finalizeze anul viitor, în 2020. E, pentru canalul Siret-Bărăgan, pentru care toată lumea zice că este o binefacere pentru țara românească, pentru este prelungit.
este prelungit până în 2023, și, dar în aceeași anvelopă financiară. 2023 se înceapă, nu? Nu, 2000, da, mă rog, în fin. Ideea este că am spus așa, dom'le, dacă în 2020 se termine tot ce ar trebui să termine așa cum a fost stabilit inițial, până în 2023 și fără bani trebuie să facă canalul Sirei Bărăgan, că tot în aceeași bani trebuie să se scalde, probabil că este pasată responsabilitatea către următorul guvern, următoarea, cine o conduce România. Dați voi, știți care erau principalele hibe ale sistemului de irigații românesc? Nu știu la ce vă referiți. Două. Era Energofag și vă pun o întrebare. Ce e mai ușor, să dai drumul de la apă la vale sau să urci la deal? Am întrebat și eu același lucru și mi-au spus așa. Și acum au grijă de fiecare dată când ajunge. Gândiți-vă că a fost construit într-o perioadă în care căciula era, în care puneam toți banii în loc. Nu conta. Iar astăzi deci energia costă și ca să urci apa aia, să o duci până la beneficiar, costă foarte mult. Cine plătește? Exact asta, aceeași problemă am pus eu. Dar mi-au spus din start și fiecare obiectiv vizitat de ministru, pentru că are o plecare deosebită pentru chestia asta, țin să atrag atenția asupra randamentului noii instalații. La modul că ultima la care a fost a zis că scade consumul de energie cu 40% față de ce se întâmpla probabil în anii 70. Nu. Din punct de vedere energetic se poate întâmpla și așa ceva. Da. N-am înțeles ce fel de pompe folosesc, că dacă le folosesc tot pe alea de acum 50 de ani s-ar putea să fie o problemă. Nu, dar ați folosit dumneavoastră bine, am fost foarte atent. Din producția românească, adică din Spania. Ce anume? Pompele. Păi era numai Aversa, dar acum Aversa a fost cumpărată. Mai e Aversa? Vreo... Da, este. Și mai produce pompe? Nu știu, mai dar nu neapărat trebuie să producă pompe. 40 de oameni. Nu știu, cu 40 de oameni? Nu. Ideea este, firma Aversa a fost cumpărată de o companie care se ocupă de imobiliare. Bun, haideți să lăsăm firma asta, că presupun că se descurcă singură, nu are nevoie de atâta publicitate. Revenind la realizările ministrului Daia în cei 2 ani și jumătate, ce vi se pare demn de semnalat în perioada asta? Dumneavoastră ca și fermier, ce ați resimțit? Care sunt plusurile pe care... Nu comentez. Nu, dar sunt aici o serie de lucruri pe care domnia sa le-a semnalat, le-a adus în fața presei, în fața fermierilor și, discutăm. Nu trebuie neapărat să... Domnul Ghinea. Vă rog. Domnul Baciu, care îl cunoaște mai bine pe domnul ministru, și poate să spună. Eu nu-l cunosc. Dar nu trebuie să-l cunoașteți pe ministru. Eu vă spun după margine că nu... Deci, tot ce a spus e pur propagandistic. Și nu știu, adică cum să... Nu văd rezultatele acestei activități în agricultură. Eu nu le văd. Dom'le, dar nici subvenția și absorția fondurilor europene, nici asta... Alea sunt obligatorii, dom'le. Aici, cum să-ți faci un titlu de glorie în a absorbi banii care ne vin de la Uniunea Europeană? Cum să pui la realizare așa ceva? Cred că e condiția sine qua non a unui oficial român să atragă bani de la Uniunea Europeană pentru cetățenii țării ăștia. Despre ce discutăm? Cred că e diferența între un gospodar și un manager. Ministrul Agriculturii e un gospodar. Atât. Nu l-am văzut să vină cu niște idei care se ducă, idei de mileniu 3, care se ducă la dezvoltarea agriculturii, care nu mai este la de dat cu sapa. Cum este dumnealui foarte fericit când se duce pe câmp și vede dacă e umiditate în sol sau nu. Eu personal nu aștept asta. Dom'le, dacă ministru. Investești 5 lei în agricultură de la stat, subvenția, nu subvenția, bani, dacă investești, că programul Tomata și astea sunt din bani, sunt bani de la guvern, pe care îi dă din ce punem noi fiecare. Da? Ei trebuie să ai grijă ca banii respectivi să se întoarcă, să producă plus valoare. Este sau nu este? Zic teoretic. Practic e o mită electorală. Nu știu dacă chiar așa. Domnul Baciu, ce vi se pare demn de semnalat în mandatul domnului Daia de până acum? Nu știu dacă am putea vorbi neapărat de mandatul domnului Daia. Bilanțul ăsta a făcut după 2 ani jumătate. E și un mandat, da. Pot să apreciez faptul că a ieșit să spună, băi, uite, în perioada asta ce am făcut. Dar în ceea ce înseamnă marele proiecte, marele realizări, noi toți vorbim aici la masă că trebuia sau nu suntem mulțumiți, nu s-a făcut acolo sau nu. Nu pentru a se face, trebuie bani. Vă știți prea bine situația României, situația economică a României, știți prea bine bugetul României, ca să putem, băi. Vorbeam de
De-aia am fost puțin ironic și am zis că în 2023, dacă începe. Nu începe nicăieri. Eu trec în fiecare săptămână de două ori pe lângă canalul. Păi n-avea cum să înceapă acum, dar avea la o preluat. Și așa, și vreau să spun că așa trec de 90. Deci sunt 30 de ani. Când eu trec pe acolo de două ori pe săptămână. Este în același stadiu. Da. Și s-a mai întâmplat în cei 30 de ani este că porțiunea aia mică de 4-5 hectare, nu știu, 5,7. Așa, kilometri, s-a mai inaugurat odată. Da, cu fast. Deci, i-a inaugurat Răpăsatul, că el l-a început, și l-a mai inaugurat acum, parmi s-a anul trecut. Da. Încă doamna Dăncil. Nu știu dacă apa chiar s-a dus pe 5 km, pentru că din cei 5, pe vreo 3, circul eu când mă duc la, în Moldova și înapoi. Și n-am văzut apă. Probabil numai pe E2. Dar trecem peste. Pentru a reabilita sistemul de irigație a României, cel care l-a lăsat Răpăsatul, și ca să-l faci funcțional, să vezi acele perdele de apă, cum vedeam atunci, lăsăm costul. Costul sunt alte probleme, care o să le socotim la timpul ăla, dacă avem ce. Deci trebuie să cam în jur de vreo 40-50 de miliarde de euro. Cel puțin. Ca să le faci funcțional. În rest, vorbim vorbe, ne facem că e bine. Mai inaugurăm ceva? Ce pot aprecia la ministru? Pot aprecia faptul că dorința are. De gospodar, v-am zis. Dar n-are putință. Pentru că putința stă în buzunarele bugetului. Dom'le, decât să promiți ceva. Înțelegeți? Ce nu poți face? Adică, pentru noi cei care lucrăm în domeniu și care suntem beneficiari acestor realizări, paranteza de rigoare, vedem realitatea. Hai, domnule, să țin și eu cu domnul ministru. Dar de undeva trebuie să fie începută și treaba. Poftim? De undeva trebuie tot trebuie să se înceapă. Deci dacă vrei să faci un mega proiect... Iar ăsta e un mega, da. Așa, așa, un mega proiect, dacă vrei să-ți asiguri securitatea alimentară, să fii sigur că indiferent... Care e o problemă, într-adevăr, asta. Tu ai ce da mâncare la poporul tău, să vezi bani. Și nu puțin. Când e vorbit de irigație, vorbim toți. Dar sunt niște costuri... Enorme. Enorme. Adică vorbești de, știu eu, să faci un, da, da, numai o infrastructură, alternative. O infrastructură, sunt altele, nu mai trebuie neapărat deschise secundară, să o faci pe 2000 de hectare, îți încap cam tot atâtea milioane, adică două. Hai să le mulțim cu cele 3 milioane de hectare, numai pe secundară, nu mai vorbim și pe principală. Și o să vedeți cam de câți bani avem nevoie. Că statul se ocupă numai de rețeaua principală, de infrastructura principală. Restul e... Asta așa zice la lege. Exact ce spun. Astea trebuie să meargă în tandem. Bineînțeles. Că degeaba o am pe aia secundară. Degeaba. Dacă nu am pe aia principală și, degeaba... și invers. Păi, deci mă asta scuzați, nu poate dar și agricultorul, beneficiarul, trebuie să mai aibă și el grijă să-și facă treaba lui. Că cine? Unul dacă vrea să facă o fabrică de cuie, care, nu-și construiește el întâi. Dragă doamnă, hai ca să lămurim treaba. Îi dă cineva lui hai clădirea? Nu, hai. Și-o face singur. Haideți ca să-i dăm, ca să-i dăm seama de valoare. Păi beneficiarul la care dumneavoastră faceți referire, dacă ar pune și el umărul, cum spuneți dumneavoastră, îi trebuie foarte mulți bani. Arată-mi și mie unul care ar avea milioane de euro să investească în irigație. 80-90%, 90% din agricultori fac agricultură pe credit. Da, bineînțeles. 90%. Dar eu știu că afacerea se face pe credit. Că dumneavoastră când vă luați, v-ați luat și vă urmăresc de mult. Ați spus noastră, face afaceri pe banii altuia. Ascultați-mă, una e să construiești un loc, de mult. Una e să faci agricultură. Bateți în aia mari, aia mari, îți mai năcăjiți, îți mai săraci ca aia care credeți dumneavoastră. Că e mici. Dom'le, țăranul tot timpul a fost... Deci, mă, eu vă pot să aveți un ceas automatic, așa că... Poftim? E 700 de lei, doamnă. Mă îndoiesc. Doamnă, 700 de lei. Eu n-am nici atâta. Și pe ăsta știți ce? L-am primit cadou de ziua mea. E. Deci e 700 de lei. M-a mai condamnat cineva că le-am cu ceasurile. Nu e nimic, am un ceas la 20 de ani. Dar nu asta are important. Bun, haideți, că nu mai avem timp. Deci, scurt, foarte scurt. Ca să lămuresc treaba cu irigațiile. Îți trebuie foarte, foarte mulți bani.
Iar cei bogați care spuneți dumneavoastră aia mari, ce vedeți? Mașinile, utilajele, investițiile care au, sunt ale băncii, ale leasingurilor, nu s-a lor da, da, așa. Bun, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în studio Agro TV aici la Agricultura la Raport. Telespectatorilor mei le dau întâlnire mâine seară, tot aici, începând cu ora 20. Până atunci, toate bune, numai bine!